Craiova! Se aude? Alo! O, bă, ce strige așa? Ai o țiră răbdare să intru și eu pe fază cu segarcea noastră. Eu te chiar acușica intră în joc sfârâind trandafirul Oltenești, 16 metri. Sucă, n-auzi! Nu pune mâna că faci hens! Și zictează sasă ta veta o lovitură de pedeapsă cu mătura rănită mai aritici din care eu, auzi. Unde rămăsăi? A, da, la trandafiri. Gazdele, nașu Panteligă, țațaveta, schimbă tactica, schimbă și farfuriile, schimbă și vinul. Au dat-o pe Zaiber, știi? Formidabil, fraților! Fanea lui Jumulitu sântește din colțul din dreapta al mesii, face o cursă de unul singur, preia furculița de la Franz Ogure, se lansează în atac cu aripa dreapta curcanului, sucă, fugi de acolo, vezi că ești din offside. Mulțumesc, Craiova! Auzi, Ghițulescule, ia fii atent! O dădurăm și noi, tot pe periniță. S-aude? Mai tare, mă! Mai tare, că e sârma sub țâre! S-audă și la București! Așa, jocul continuă. Jumulitu pasează Băzmăluța la Costică. Acesta preia Băzmăluța, flonjează la picioarele fetei lui Pălălău. Eu de la acolo în genunchi, o sărută, scoate bățăgarea din gură, bă! O sărută, ho-ho! O, bă, ajunge, bă, nu mai trage de timp! În sfârșit, Băzmăluța ajunge în posesia altui jucător, acesta se apropie de nașareta, e singur în fața ei, ratează, stimați ascultător, ratează de la mai puțin de un metru ocazia de a o sărăta, deoarece bărbasul, nașul Pandelică, fluieră sfârșitul jocului, anunțând repriza a doua. Nu zici nimic, bă, ăsta mic! Ia, una, două, și... Hai, băie!